vadă efectul și îți propun să stăm de vorbă împreună în minutele următoare și cu domnul Cristian Barbu. Este general în rezervă și este în direct cu noi chiar în aceste momente. Bună ziua, domnule Barbu, și mulțumesc pentru această intervenție. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Haideți să vedem. Vedem toate aceste tranșee făcute de ruși, mai ales în zone precum Zaporojie. Sunt astfel de tranșee și în zona Crimeei. Sunt suficiente pentru a opri această ofensivă a armatei ucrainene? Nu cred că sunt suficiente, dar totuși au rolul de a canaliza efortul ucrainienilor pe anumite direcții. Nu pot merge chiar peste tot din motive, sigur, legate de aceste amenajări ale teritoriului din punct de vedere genistic. Și atunci, ucrainienii vor trebui să-și realizeze anumite culoare, poate cu o lățime de vreo 100-200 de metri, printre aceste amenajări genistice, astfel încât să poată să înainteze și cu blindatele, și cu infanteria, și cu toate celelalte elemente de susținere care vin din spate. Ei bine, aceste culoare late, zicem noi, de vreo 200 de metri, vor fi în atenția artileriei și în atenția tuturor forțelor de apărare ale rușilor. Există așadar un pericol. Există o situație critică cu privire la depășirea acestor culoare, dar totuși în ziua de astăzi există alte mijloace cu bătaie mărită, să zicem, cu efect sporit, astfel încât să neutralizeze artileria rusă și să poată să se treacă pe acolo, să se gestioneze aceste culoare în mod favorabil pentru ucrainieni. Bun, aș vrea să discutăm, pentru că este o informație care a apărut în urmă cu puțin timp și pe care am și discutat-o cu jurnalistul Digi24, Alin Borcea, dar aș vrea să ne spuneți și punctul dumneavoastră de vedere ce înseamnă intrarea în Belgorod al acestor ruși care luptă de partea Ucrainei, dar sunt ruși, iată, au trecut granița în Rusia. Ce înseamnă, de fapt, acest lucru în evoluția războiului? Îl felicit pe domnul Borcea, mi s-a părut foarte bun materialul dumnealui. Vreau doar să subliniez un lucru, și anume, în ceea ce ne-au arătat ca imagine acești ruși, să zicem, omuleți verzi, nu prea sunt chiar omuleți verzi, pentru că veți descoperi pe ținuta lor un steag, este steagul ucrainian. Cu alte cuvinte, și-asumă sub acest steag această operațiune pe teritoriul Rusiei. De aceea trebuie să fim foarte, foarte atenți ca nu cumva să descoperim că este o înscenare chiar a rușilor. Să nu uităm că al doilea război mondial a început cumva cam în același fel. Unii îmbrăcați în ținuta altora care au început să râcâie o poveste de graniță. Mai ales că rușii în această perioadă au mutat vreo 2-3 forțe importante, 2-3 divizii de forțe speciale în zona Belgorod, tocmai ca să demonstreze cumva că teritoriul rus este atacat de cine? De către steagul ucrainian. Deci va trebui să fim foarte atenți în acest sens, pentru că imediat riposta rusă poate să fie una legată chiar de cartea lor de căpătâi militară. Da? Cumva să iasă în față spune... cu acest pretext. Exact, care spune acea situație că au dreptul să se apere și cu alte forțe decât cele convenționale. Domnule general, permiteți o întrebare, vă rog. Am văzut aceste unități care luptă de partea ucrainenilor, dar care se consideră ruși. Ei spun că sunt ruși liberi, au propriul steag, au scos roșul de pe tricolorul rusesc și au lăsat doar alb, albastru și alb. Și mi-aduc aminte ce zicea și Evgeni Prigojin acum câteva săptămâni, anume că va veni momentul când în Rusia vor începe foarte multe mișcări interior și va câștiga cel care are armata mai mare. Credeți că această ofensivă, să o numim așa, să considerăm că este o ofensivă pornită de acești ruși liberi, să fie începutul unei posibile fragmentări interne a Rusiei? Orice mișcare militară, dacă nu are și un sprijin politic în interiorul țării, se stinge foarte repede. Această mișcare militară formată din 1000, 2000, 3000 de oameni imediat poate fi anihilată dacă nu există această mișcare politică ce ar putea să amplifice mișcarea militară și să dea anvergura necesară. Eu sper să fie totuși în zona Kremlinului și o astfel de mișcare de ordin politic care să sprijine începutul acestei mișcări de ordin militar. Mulțumim, mulțumim, domnule Cristian Barbu, pentru această intervenție, pentru explicație. Îți mulțumesc și ție, Alin, pentru prezența în platou și pentru toate aceste detalii.